România este cea mai beată țară de pe pământ, conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății. Potrivit unor date colectate recent, aproximativ 2,3 miliarde de persoane consumă alcool în prezent, scrie Newsweek.ro. În timp ce consumul de alcool este în mod clar o tendință mondială, există unele țări care au rate de consum de alcool mai mari decât media. Printre țările de pe această listă se numără Irlanda, Germania și Polonia, însă țara cu cea mai mare rată a consumului de alcool a fost supranumită cea mai beată țară de pe pământ. La nivel mondial, rata medie de consum de alcool pe persoană este de 5,5 litri pe an. Noile cifre ale Organizației Mondiale a Sănătății arată că europenii sunt cei mai mari bețivi din lume, consumând în medie 9,2 litri de alcool pur, echivalentul a 460 de halbe, în fiecare an. Cei mai mari băutori din Europa suntem chiar noi, în România, unde bărbații reușesc să bea echivalentul a 1365 de halbe pe an, iar femeile beau 500 de pahare de vin. În schimb, s-a constatat că în Turcia se bea cel mai puțin. Țara predominant musulmană a crescut taxele pe alcool și a limitat disponibilitatea băuturilor, mulți locuitori abținându-se din motive religioase. Asociația Constructorilor de Automobile din România a publicat raportul său lunar cu privire la numărul de mașini noi asamblate în România. Conform acestuia, în iunie 2024 au fost produse în țara noastră 46.032 de autoturisme, în creștere cu 11,32% față de aceeași lună a anului trecut. În iunie 2023 erau asamblate 41.328 de mașini. Din totalul celor asamblate în iunie, 24.505 de unități poartă marca Dacia, iar 21.527 marca Ford. În total, în primele 6 luni ale acestui an, producția de mașini a României a urcat la 292.378 de unități, în creștere cu 8,66% față de perioada similară din 2023. Cele mai multe mașini noi făcute în România în primele 6 luni ale lui 2024 aparțin mărcii Dacia, aproape 170.000 de unități, în timp ce 122.300 de unități sunt aferente mărcii Ford. Anul acesta, guvernul a făcut mai multe schimbări care vizează inclusiv permisele auto, atât cele obținute în România, cât și în străinătate. Spre exemplu, șoferii care au permis auto în alte țări pot obține acum mai ușor un carnet auto românesc, evitând necesitatea de a urma cursurile unei școli de șoferi în România. În loc să parcurgă un program de instruire, șoferii cu permise străine pot să se înscrie direct la probele de examinare teoretică și practică pentru obținerea permisului românesc. Totuși, aceștia trebuie să treacă mai întâi printr-o examinare medicală pentru a dovedi că sunt apți din punct de vedere fizic și mental pentru a conduce. În ceea ce privește situația în care ai permisul expirat, în ciuda modificărilor semnificative din codul rutier, regulile privind valabilitatea permisului auto nu s-au schimbat. Cu alte cuvinte, șoferii sunt obligați